Denis face parte din detașamentul de jandarmi mobil Baia și este un tânăr pe care disciplina și respectul dobândit prin sport l-au adus către o carieră în jandarmerie. Tânărul practică judo, sambo și jiu-jitsu brazilian de la vârsta de 10 ani și a participat de-a lungul timpului la numeroase competiții naționale și internaționale. A obținut la judo titlul de vicecampion național la juniori în anul 2012 la categoria 81 de kilograme și a fost component al lotului național de juniori. În anul 2013 a obținut locul 3 la under 13 categoria 90 de kilograme, iar în anii 2017 și 2019 s-a clasat pe locul 5 la seniori, categoria de greutate 81 de kilograme. La Sambo a obținut titlul de vicecampion național la seniori în anul 2020, la categoria de greutate 90 de kilograme. La Jiu-Jitsu brazilian a obținut titlurile de campion și vicecampion național în anul 2020, la categoria de greutate 86 de kilograme. Începând cu luna noiembrie anului 2019, Denis a fost repartizat la jandarmeria Maramureș ca urmare a absolvirii școlii militare de subofițeri jandarmi pentru rareși din Fălticeni. Denis știe să bine foarte bine sportul cu profesia de jandarm.